Reprezentanții Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor au prezentat bilanțul activității în ședința de ieri a Colegiului Prefectural. Potrivit directorului instituției, producerea de sămânță la culturile de cereale păioase, oleaginoase și furajere s-a realizat la un număr de 60 de operatori economici autorizați pentru desfășurarea acestei activități. Inspectorii aprobatori efectuează controle verificări atât în timpul recoltării, transportului, depozitării semințelor, în scopul de a evita amestecurile mecanice pentru asigurarea purității și identității soilor. Noi venim la producătorii agricoli, atenționăm să folosească numai sămânță certificată. Datele statistice arată că 60% din sămânța cumpărată de fermierii olteni este străină. Asta pentru că majoritatea companiilor străine oferă facilități mai mari față de producătorii noștri. Firmele străine totdeauna vin cu niște facilități. Sămânța la recoltare, cu plata la recoltare, cu plata amânată, ori producătorii noștri, dacă vând cu plata amânată, ei și-au închis porțile. Trebuie făcut ceva să reușim să vă promovăm ceea ce faceți dumneavoastră acolo. Poate coapia, domnul director. Poate mai coapia, nu știu. Vorbim la Ministerul Agriculturii. Trebuie să facem ceva. Și mai ales că spuneați că aveți rezultate de 6.000-8.000 la... Da, deci apașul anul ăsta, un soi de 7.000 de kilograme pe hectare. Sigur, nu pe o suprafață mare, fiecare a încercat soiurile astea, fiecare fermier. Nu. Nu e de al nostru, nu. Suprafața arabilă a județului Olt este de 388.512 hectare. Reprezentanții Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor spun că necesarul de sămânță pentru toamna acestui an este asigurat.